Inițiativa Oameni Noi propune 7 modificări al căror scop este să simplifice accesul cetățenilor competenți la politică și să îmbunătățească oferta politică. Asigurarea unor alegeri corecte, eliminarea pragului electoral la alegerile locale și europarlamentare, reducerea numărului de semnături pentru înscrierea în alegeri, alegerea primarilor în două tururi, creșterea numărului de parlamentari aleși de diaspora, vot liber pentru românii aflați în străinătate și votul preferențial pe liste de partid. Campania Oameni Noi este una dintre campaniile pe care USR le desfășoară în momente de față cu parteneri de la colegii noștri de la Plus și de la alte două partide și 26 de organizații la nivel național, prin care ne propunem schimbarea legilor electorale și aducerea în politică a ceea ce numim noi oameni noi, oameni care n-au mai făcut politică până acum. USR este primul partid politic care a reușit să aducă oameni noi pe scena politică românească. Prin diverse campanii, precum USR e vocea ta, prin care am discutat cu cetățenii despre problemele României, despre soluțiile pe care le întrebăm, sau prin Fără penal în funcții publice, o altă campanie, prin care am reușit să strângem peste 1 milion de semnături și să transformăm campania respectivă într-un fenomen, propunându-ne astfel să schimbăm Constituția, astfel încât cei care au condamnări să nu mai poată să ajungă în funcții publice. Oameni Noi este practic o continuare a acestei campanii, prin care noi asta ne propunem, să aducem cetățeni curați, oameni care n-au mai făcut politică, să aibă putere decizională, să schimbăm clasa politică. Inițiativa este susținută de 26 de organizații civice și 4 partide politice. La nivelul țării au fost strânse 130.000 de semnături, iar în județul Vâlcea 1.500, dintre care 750 în municipiu.